Un șofer în vârstă de 76 de ani în Hunedoara a fost bătut ieri dimineața în trafic de către un conducător auto de 28 de ani pe motiv că circula prea încet. Tânărul a claxonat de mai multe ori pe septuagenar, iar ulterior, după ce acesta a parcat mașina în cartierul Peștișu Mare, șoferul mai în vârstă a coborât din autoturism pentru a merge la niște cunoștințe, iar lângă a parcat șoferul de 28 de ani. Individul a coborât din mașină și l-a lovit cu pumnul în zona feței, după care a lovit portiera autoturismului cu piciorul și i-a rupt maneta ștergătoarelor. La scurt timp de la primirea sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara. Bărbatul în vârstă de 76 de ani a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, iar polițiștii l-au identificat pe tânărul în vârstă de 28 de ani. Acesta a fost reținut preventiv pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe și a infracțiunii de distrugere. Bărbatul de 76 de ani a fost transportat la o unitate medicală din municipiul Hunedoara în vederea unui consult medical de specialitate, iar celălalt conducător auto a fost identificat la scurt timp de polițiști și condus la sediul poliției pentru audieri. După administrarea probatoriului, tânărul a fost reținut preventiv pentru 24 de ore.